mașină fără numere de matriculare. Fapt în spate. Cred că nu aveți număr. De fapt numai în spate n-are, cred că l-a pierdut, l-a furat. Dar am vrut de fapt să vă arăt cum arată o intersecție nedirijată, foarte periculoasă și aglomerată. În drumul Taberei. Nu s-a întâmplat nimic important, dar uite așa, se chinuie oamenii când ies din funcție semafoarele. Cam așa funcționează și societățile, fără reguli. Sau când regulile nu sunt respectate, când nu funcționează instituțiile. De asta e de preferat. Junglei post-totalitare, post-sovietice, e de preferat un stat de drept, cu legi și instituții funcționale. Aveți grijă ce vă doriți. Eu asta îmi doresc și pentru România și pentru Republica Moldova.